În perioada 22-24 iunie, sucevenii s-au distrat la Festivalul Verii din parcarea Shopping City Suceava. Petrecerea a început vineri și a ținut până duminică. Pe scenă au urcat interpreți de renume și ansambluri folclorice foarte îndrăgite de publicul sucevean. Vineri, 22 iunie, atmosfera a fost întreținută cu muzică și voie bună cu recitaluri ale tinerelor talente. Pe scenă, amplasată în parcarea SCS, a urcat și binecunoscutul cântăreț de muzică populară de peste Prut, Ion Paladi. Curge Prutul printre noi dorule, cu valori mai mic și noi dorule. Curge Prutul printre noi dorule, cu valori mai mic și noi dorule. Cele vechi și gazne arată Basarabia curată, Basarabia curată. Cele noi puduri de flori și vise legate, flori și vise legate. Andrei Antonescu a încheiat prima seară de festival cu un concert de excepție. Sâmbătă, 23 iunie, pe scena din parcarea Shopping City Suceava a urcat ansamblul Moștenitorii din Gura Humorului, ansamblul folcloric Bidirelu de la Stupca, dar și cunoscuți interpreți de muzică populară: Nicoleta Cojocaru, Alexandru Recolciuc, Gabriela Teișanu, Ciprian Petroaie, Ana Maria Popescu, Tatiana Perhinski, precum și renumiții cântăreți Aurora și Sandel Mihai. În plus, spre finalul serii, Roxana Marcu a susținut un program de muzică ușoară, iar DJ Jungle a animat atmosfera cu un program muzical variat. Duminică 24 iunie, sucevenii au sărbătorit zilele Sucevei prin cântec și distracție, alături de cunoscuții și apreciații artiști de muzică populară Marius Zgâianu, Laura Haidău, Alexandru Recolciuc, Silvia Semeniuc, Gheorghiță Ciot, Nicoleta Cojocaru, Mihaela Apostol, Dănuț Onoiu, Ionuț Dobrea, ansamblul Moștenitorii din Gura Humorului, ansamblul Simion Flora Marian, ansamblul Flor de Bucovina din Sadova și mulți alți tineri interpreți bucovineni. Seara s-a încheiat cu un recital susținut de Sânz Ienele și trupa Cooperativa Nouă, alături de Vali Crăciunescu. Pe parcursul celor trei zile de festival, iubitorii de adrenalină au avut la dispoziție un parc de distracții, unde au putut experimenta senzații tari, iar pofticioșii au putut degusta la terasele din parcarea Shopping City mici bere de casă și multe produse delicioase. Evenimentul a fost organizat de compania Mi Enterprises.